Și dacă tot vorbim despre trecutul care nu vrea să se lase dus, Ponta tot caută varianta prin care să fie el miezul. E pasiv-agresiv, ați văzut? Odată începe. Votăm, bă, deci votăm moțiunea. Dă-o, bă, dă-o, bă, să votez, o votez acum. Dacă nu, face exact ca aia care amenință că se aruncă de pe clădire sau că se detonează. Gata, la o parte, gata că semnez moțiunea, o votez, dau tot jos. Viața politică nu mai are niciun sens. După care bea apă sfințită, îi trimite Năstase de la Cornu și devine alt om. Domnule, trebuie să facem, să dregem, intrăm la guvernare, țara trebuie guvernată de un guvern de stânga. Te uiți la el, boss, ai fost exorcizat, ce s-a întâmplat? România este neguvernată, e un guvern mort. Nu s-a hotărât încă nimeni cum îl îngroapă pe mortul ăsta. Până la urmă, astăzi eu sunt convins, nu știu ce face USR-ul, cred că și ei, dar sunt convins că PNL-ul va depune moțiunea de cenzură probabil săptămâna viitoare, din discuțiile pe care le-am avut. Și noi, cei de la Pro-România, ca și cei de la USR, sunt convins, ca și PMP, UDMR, o vom vota. Am stricat toată emisiunea. A stricat el tot. A dat cu copita peste găleata cu lapte. Ce ai făcut, mă, cârlanule? Eu v-am zis să-l apucă. Dau tot jos, stric emisiunea, bat cameramanii, o ciufulesc pe Veorica. Și pe noi ne-a amenințat aici, fraților, când a fost, da, că de ce am votat Puiemont, că de astea. Eu cred că după ce pică guvernul Dăncilă, fie prin moțiune de cenzură, fie prin expirarea termenului de 45 de zile, eu o să mă duc la foștii mei colegi de la PSD și la actualii colegi de opoziție de la ALDE și o să le propun să facem un document semnat de 200, cred că vreo 60 de parlamentari, prin care să-i spunem domnului președinte Iohannis, domnule, nu mai e Dăncilă, gata, uitați de Dăncilă, că ea nici nu-i parlamentar. Dar noi, ăștia 260, în 2016 am obținut aceste mandate și vă propunem să ducem guvernarea la bun sfârșit până la alegerile următoare. E, și cam cine credeți voi că o să fie premier în combinația asta? E, hai că vă las să vă gândiți, da, da, da. Victor... Nu Pițurcă, mă. Cum Victor Pițurcă, mă, ăla-i prim-ministru la Universitatea Craiova? Păi exact, bă, Victor Viorel. Să se întoarcă el la guvernare, adică până la alegerile următoare. Un an de Victor Viorel. Nu știu ce să zic de plan. Mi-e greu să cred că PSD vrea să facă majoritate cu el după ce el dă jos guvernul cu ALDE. Dar na, la ce vedem în Parlamentul ăsta e posibil orice. Ah, stați, stați. Poate îl pun pe Mele premier, a? Pentru țară, pentru stabilitate, pentru viitor. Mele. Chiar era mișto dacă avea prenumele Vier, cum e porcul necastrat, știți? Vier. Și venea premier Vier Mele. Totuși să reținem, îl mănâncă rău pe Ponta, îl mănâncă tare. Eu am fost în situația asta de două ori.